Steaua fără nume. Adaptare radiofonică după comedia lui Mihail Sebastian. Să ne reîntoarcem așadar cu gândul în micul oraș de provincie, pe care pana ascuțită a autorului l-a surprins așa cum arăta el prin preajma anilor 1936-1937 și să ne oprim pașii în gara sărăcăcioasă și anonimă, prin care trec duduind disprețuitoare rapidele și automotoarele pline de cuconet și de domnișori spilcuiți, vorba șefului de stație, care se duc la Sinaia să joace la ruletă. Echipe! Echipe, să fii cu ochii patru când oprești acceleratul! Vezi de rață și de gâște! Să nu-mi calce vreo dacă te pui să o mănânci, auzi? Și-o plătești! Domn șef! Domn șef! Ce poftești, dumneata? Un bilet pentru... Treci la casa de bilete! Treci pe partea cealaltă! Da, da. Aici în birou intrarea e oprită, uite, scrie și pe ușă, citește! Intrarea particularilor strict oprită! Da, mă duc, mă duc. Domn șef, domn șef. Ce poftești? Tot eu sunt. Ei! Văd că să-i mai adine aur. Un bilet și m-ați trimis să fiu pe partea asta la altă. Nu e aici casa de bilete? Aici, dar nu e deschis. Și când se deschide? Uite, stă scris acolo, cu o jumătate de oră înainte de sosirea trenului. Aha. Da, trenul când sosește. Citește că scrie afară! Ziua, domnule șef. Amânoarea domn profesor Miroiu, lumea nouă. Dar intră, intră, te rog. Vreau numai să văd cât e ceas. Ce e asta? Nu se poate să fie 3:12 cât arată ceasul de aici din birou, nu? De ce? Câte la altul mitare? 7:20. A, se poate, că îl mai așez și eu cu mâna. Că dacă ar fi să mă iau după el... Atunci dumneata nu știi niciodată cât e ceasul. Cum să nu știu? Când trece 747 dinspre Câmpina e 8. Când vine 115 dinspre Sinaia e 8:20. Când se încrucișează 63:97 e 12:03. Când vine domnișoara Cucu e 7. 7 precis. Și dacă întârzie? Cine, domnișoara Cucu? Nu o cunoști. Nu, trenul. Cum știi dumneata când întârzie trenul? E, de ce zoream să știu? Pe mine mă găsește totdeauna aici, la datorii. Totuși, bunoare, astăzi personalul vine la timp? Dar de ce? Pleci undeva? Aștepți pe cineva? Da, aștept. Adică, de fapt, nu aștept. I-am dat lui Pascu să-mi aducă ceva de la București. Uh-huh. Care Pascu? Pascu cu magazinul general de pe ulița veche. Omul nostru, da, l-am văzut azi dimineață când a plecat. Ai vorbit cu el? Ți-a spus că se întoarce de seară, nu? Da, prea vorbit că mi-era somn. Am fost azi noapte la judecător la un poker. M-au lăsat lefter. Prin urmare, n-ai vorbit cu Pascu, nu? Eu nu, dar nevastă mi-a dat să-i cumpere de la București niște panglici, niște aci. Numai de n-ar întârzia. Fac prin soare că iar e vorba de o carte. Da. A, nu te mai lași de cărți, domn profesor. E o carte mai, cum să spun eu, mai rară, mai deosebită. O comandase de mult din străinătate și credeam că nu mai vine. Când ieri dimineața am primit înștiințare de la București, de la librar ca sosit. Și atunci l-am rugat pe Pascu să... Și n-ai avut răbdare să o aduc acasă. Veniți la gară să ieși înainte. O aștept de atâtea luni. Patimă mare cărțile, domn profesor. Patimă mare. Uite, chiar azi noapte stam de vorbă cu judecătorul și farmacistul. Băie bun, profesorul, ce a las cu farmacistul. Dar e un cusur, domne. Toată ziua cu nasul în cărți. Exagerează. Nu, nu, chiar așa e, că nu te vede omul nicăieri. La cafenea, la bodegă, la un bucăraș. Nu prea am timp. Bravo, îmi plăcuși. Dar noi cum avem? Cum ce aș dușoara Cucu? Dacă într-un târc al nostru, noi, intelectuali... Domnule șef, eu cred că ceasul dumitale stă. Da? Tot ce se poate. Mai e mult până vine personal? Mai e, întâi trece rapid. Atunci am venit prea devreme, mai am timp să mă duc și să mă întorc. Da, ce mai bine stai, să vezi cum trece rapid, că e frumos. Nu, am treabă. E plin de cuconeci de domnișori spilcuiți. Se duc la Sinaia să joace la ruletă. Las că mă întorc. Bine, vă aștept. Ce e, echipe, ce s-a întâmplat? Domn șef, a zis Cucoana să-mi dați bani că se duce la târguit. Da? Cât? A zis că 500. 500. Băi, să lase pe mâine, că e zi întâi și primim leafa. Păi a zis că acum, că mâine nu se poate, că vine cu coana lui domn Lascu în vizită. Da.
Păi, Ichime, da. N-ai tu niște bani până mâine? N-am să trăiesc, domn șef, că m-a spus ieri de a-mi plăti rața aia, de a călcat-o accelerat. De ce să-ți fac, Ichime? Regulamentul înainte de toate. Și bare s-o fi mâncat eu. 500, 500 de unde să iau? Ah! Da. Ei! Poftim. Acum când deschid casa de bilete, nu se prezintă nimeni. Ascultă, Ichime, da. Era un țăran adineori care voia să cumpere un bilet. Ia căută-l. Domn șef. Ba, stai! Stai, uite-l că s-a întors. Ce vrei, omule? Păi, să-mi dați un bilet. Până unde? Până la Jirovăț. Câte pară le faci? 380 cu clasa 3. Ori vrei de-a doua, ha? Vă, mă feri Dumnezeu. Cât ziceați? 380. Domn șef, n-ajunge, 500 a zis cu coana. Mai bine să-ți dau un bilet pentru imoasă, nu? 509 lei, ce să cauți la Jirovăț? Păi am niște opinii de vânzare și am un cumătru la Jiroveț care are prăvălie. Dar la imoasă n-ai niciun cumătru? Ba am și acolo, că eu de felul meu... Atunci să-ți dau pentru imoasă, gata. Nu, uite că ți-l-aș tarta, dă 509 lei. Eu aveam treabă la Jirovăț. Nu e nimic, te dai jos la Jirovăț, îți faci treburile acolo și pe urmă a doua zi visezi biletul la gară, te urci în tren și mergi mai departe la imoasă. La Jirovăț? Hai, nu mai mă ține de vorbă, scoate bani. Da. 400. Așa? 500. Și 4. Și 6. Și 9. Gata, umblă sănătos. Ichime, dă-i cu coane banii. Am înțeles. Așa. Bună ziua, domnul Ispas. Să rămână drășoară Cucu. E, cald al dracului. N-aici că suntem în mai. S-a înserat și uite ce zăpșeală. Parcă am fi în iunie. Dar ce m-a auzit, domnule Ispas? Ți-a călcat ieri rapid un curcan. Cum? Așa mi-a spus azi dimineață la școală în cancelarie. Mă dăm voinea de științe naturale. Zicea că afla bărbatul de la poștă că îi spusese dirigintele. De unde vorbe, domnișoară Cucu? Mai întâi n-a fost rapid, a fost accelerat. Și pe urmă nu era curcan, era rață. Ia te uită cum exagerează lumea, domn. Dar parcă tot a fost o chestie cu un curcan. Sau curcă, curcă. Acum 3 săptămâni după Rusalii. Dar pe aia o călcase un tren de marfă. Domnule Ispas! Da. Ia te uite, dumneata. Ce? Mi se pare că a trecut acum pe peron Zamfirescu dintre a șasea. Știți să apăr, n-am văzut pe nimeni. Dacă o prind, o dau afară din școală. Prea ești aspră, domnișoară Cucuz. O dau afară. Am spus de 1000 de ori că elevele n-au voie să vină la gară. Am pus și afiș la cancelarie. Dar ce e dezmățul ăsta? Le place și lor la gară, că aici e mai răcoare, mai curent. Lasă că știu eu ce le place. Le place să se zgâiască la ferestrele vagoanelor și să-și facă semne cu bucureștenii. Alo? Da! Linia întâia! Așa, salut! Vine automotorul de Sinaia, a dat drumul de la canton. Automotorul ăsta e un scandal. De când l-au pus în circulație, nu mai am liniște în cursul superior. Toate fetele și-au pierdut cap. Și nici măcar nu oprește la să oprească? N-am nevoie. Nu ne trebuie. Tren de pierzanie, plin de jucători de ruletă și femei ușoare. Eu l-aș pune să treacă numai noaptea și cu perdele trase. Ia uzi-l că vine. Fug la post să-l salut până la chipul. Nu fugi, Zamfirescu! Te-am prins! Ia poftim încoace, mai aproape! Intră înăuntru aici, în biroul domnului șef! Intră înăuntru! Prin urmare, d-astea mi-ești dumneata! Aici îți faci veacul la gară, ai? La gară! Domnșoară! Taci, nenorocit, o să n-aud o vorbă! Unde ți-e numărul? Numărul? Da, numărul! Te faci că nu știi! Ce număr ai? 208! Și unde e? A căzut! L-ai prins în copt, Zamfirescu! Și de când porți gamenul pe ureche și șorțul pe talie? Unde te trezești, la bal? Bine că ai venit și dumneata, domnule profesor Miroiu, să vezi cu ochii dumitale ce purtare au elevele noastre din cursul superior. Dar ce s-a întâmplat? Mă mai întreb ce s-a întâmplat? Adineauri a trecut automotorul și am prins-o pe dumneai pe peron. Chiar pe peron? Chiar. Poate că n-a știut. Să vedeți, domnule profesor. Tu să taci? Cum n-a știut? N-am pus afiș la școală și am dat dispoziție să-l copieze pe caie de 75 de ori? Nu l-ați învățat pe din afară în ora de educație? Da. Atunci ce cauza gară, Zamfirescu? Ce cauți aici? Să vedeți, domnșoară, mama, vreau să spun tata, adică o mătușă, o scrisoare, un colet, da, un colet. Nu te mai osteni, să-ți spun eu de ce ai venit, pentru că îți place să vii la gară.
Pentru că îți place să te uiți cum trec trenul. E așa? Plângi, Zanfirescu, plângi că ai de ce. Ai să vezi tu mâine după conferință. Te dau afară. Domnișoară, vă rog. Ștergeți ochi. Pleacă. Hai, du-te acasă. Hai. Stai, stai. Stai un minut să mă duc să văd dacă nu e cineva pe peron. Ne faci de râsul târgului. Domnișoară Zanfirescu, nu este poate momentul să-ți spun, dar teza dumitare pe a treia de la cosmografie este mizerabilă. Se poate, domnișoară, să spui dumneata că Orion este o planetă, că Jupiter e un satelit și cometa Mihalei e o stea căzătoare? Ți-am pus 8, ce să spun. Nu e nimeni pe peron. Zanfirescu, poți să pleci. Ne socotim noi mâine dimineață. Ai văzut, domnule profesor de matematici și cosmografie, ce dreptate am eu când strig în conferință că se duce școala de râpă? Domnișoară Cucu. Nici o domnișoară Cucu. Dumneata, taci și stai cu nasul în cărți și îți vezi de stelele și cometele dumitale. Studiez. De asta ești profesor, ca să studiezi. Și în timpul ăsta, elevii și elevele să-și facă de cap, să vină la gară. Domnișoară Cucu, într-un târg de provincie ca al nostru, gara este marea, este portul, necunoscutul, depărtarea, este dorul de a pleca, de a fugi. Domnule profesor, dacă astea sunt lecțiile pe care dumneata le dai elevelor în orele dumitale, atunci dăm voie să-ți spun. Personalul, vine personalul. Vine, mă duc. Vin și eu. M-a adus socoane dumitare tot ce mi-a cerut. Ăsta e pachetul nevestei? Nu, e al domnului Miroiu, profesor. De ce crezi că e pachet? Și să fie o carte. Carte, dar ce fel de carte? Știi că-ți bani costă 22.000 de lei. 22.000? Poți da acolo, domnule, nu se poate. Mi-a numărat în mână 22 de hârtie, 1.000. 22.000? Dar ce carte să fie? Știu și eu, cum mi-a dat-o librarul din București, așa i-am adus-o, mi-era și frică, zău. Auzi, dumneata, domnule, 22.000 de lei. Da. Aici l-ai încălcat pe peron, că de-am când ai venit. Da, uite, poftim. Mulțumesc. Așa. Domnule șef! Da. Poftim și pachetul cu coane dumitare. Da. L-am învelit în hârtie albastră, să-mi le încurc. Da, echime! Ia pune mâna pe șerandele domnului Pascu și dumneavoastră rășură. Domnule Pascu, nu mai calc în magazinul dumitale. Ai vândut fetelor dintre a opta ruși de buze. Domnișoara Cucu, eu sunt magazin general, vând de toate și la toată lumea. Lasă că discut eu cazul dumitale în conferință. Și eu ce pot să fac? Sunt magazin general, nu? Vă salut, am plecat. Salutare, domn Pascu, salutare. Mă duc și eu. Dar am o rugăminte, domnule Ispas. La ordine, domnișoara Cucu. Dacă vezi vreo elevă de-a mea, iei numărul. Da, ileau. Dar nu mai stai la acceleratul de Sinaia? Nu, că e târziu și se întunecă. Da. Domnișoara Cucu, știi ce carte citește profesorul? De unde să știu? O carte de-ale lui. Carte, dar știi câți bani a dat pe ea? Cât? 22.000 de lei. Nu mai spune! E nebun! Nu e lucru curat. 22.000 ce o să fie mâine în cancelare? În cancelare? Ce o să fie în tot târgul? Eu nu mai stau. La revedere, domnule Ispas. La revedere, să rămână. 22.000? Domn profesor, dacă ai rămas aici, să-ți aprind lampa ca să poți citi mai bine. Cum? Zic că trebuie să fie frumoasă cartea pe care o citești. O carte veche. Cărțile ca vinul. Cu cât îți mai vechi, cu atât îți mai ale dracului. Ce depozit. Nu sunt poze, sunt planșe, hărți. Da. Domn profesor, să nu te superi că te întreb așa. E adevărat că ai dat pe ea 22.000? Da, ce era să fac, aveam nevoie de ea. Ce o să spui lumea în târg? Ce să spui? Păi de, 22.000 sunt bani, de unde? Cum am strâns, economii, lecții particulare. Doar de ani de zile aștept. Și m-am și împrumutat. Păi vezi,
Patimă mare, domn profesor. Da, bari îmi face? Ce scrie în ea? E târziu, eu mă duc. Da, așteaptă, frate, că mergem împreună. Numai să trec acceleratul de Sinaia și închid prăvăria. Cum închizi? Da, adică vorba vine. Până la noapte la 11:35 nu mai am niciun tren. Și pe urmă îmi ține locul Antonio, impegat. Ichime! Ichime! Să trăiești, domn șef. Ai șters lampa? Șters. Gaze destul, te-ai uitat bine? E plină, domn șef, că numai ieri am turnat. Rațiile le-ai închis? Închis. Le-ai numărat? Nu lipsește niciuna. Lipsește aia, de-ați mâncat-o dumneavoastră la prânz și am plătit-o eu. E, bine, bine, bine. Ia uzi-l cum șuiere, ai dat drumul de la canton. Du-te la post, Ichime! Bune, șef. Da. Ai cumva o lupă. O ce? O lupă. De ce? Îmi trebuie mie. Nu, de unde să am? Dar o bucată de hârtie. A, da, cât vrei. Eu mă duc să primesc acceleratul și mă întorc. Stă mult? Aș, urcă nimeni, nu coboară nimeni. Mă și întreb de ce mai oprește la noi. Dumneavoastră aveți bilet? N-am. Atunci trebuie să plătiți. Ce? Biletul. Și amenda. Am plătit. Cui? Conductorului. Auzi, domnule, ce spune că a plătit. Uitați-vă ce mi-a dat. Ce e asta? Cazinou din Sinaia. Bun pentru lei 20, bun pentru lei 100, bun pentru lei... Ce sunt astea? Pise de la cazinou, în grab am uitat să le schimb. Sunt de la ruletă. Și cu asta vrei din a ta să călătorești? E tot ce am, nu sunt bune? Ia ascultă, doamnă, îți atrag atenția că ești aflat într-un birou public. Eu n-am timp, trenul nu te așteaptă, plătești sau nu? Dacă nu are cu ce. Dacă nu are cu ce să stea acasă, domnule. În ce clasă ai găsit-o, domnule conductor? Întâia, se închisese singură într-un compartiment și nu voia să lase pe nimeni înăuntru. Ne durea capul. Poftim, umblă cu clasa întâia, o doare capul și n-are bilet. Domnule conductor, urcă-te în tren și dă-i drumul. Dumnezeu, rămâne aici. Domnule conductor, fără mine nu pleci, m-auzi? Ce? Am 4 minute întârziere conisă, nu mai pot să stau. Eu sunt accelerat. Nu vă e rușine. 3 bărbați și o singură femeie. Mă dați jos din tren în plină noapte. Ce vreți de la mine? Banii, viața, ce vreți? E nebună. Lasă-mă pe mine să-i vorbesc și la primul moment șterge-o. Haide. Doamne, ne-ați înțeles greșit. Noi n-avem de gând să vă oprim aici. Că ce să facem dumneavoastră aici? Atunci de ce m-ați dat jos din tren? O formalitate. Trebuie să facem un proces verbal. Semnați și vă urmă plecați. Cu trenul ăsta? Sigur, vă așteaptă. Bine, atunci să semnez mai repede unde. Vă rog, poftiți aici. Luați-vă la masă, așa. Să vă dau hârtie și toc. Să-l completăm și vă urmă semnați. Ce-i asta? Ce-i asta? M-ați mințit. Pleacă! Oprește! 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 Canalie. De, doamnă, n-am ce faci. Datoria, regulamentul. Numele dumneavoastră, doamnă, numele, domiciliul, vârsta, profesiune. Faceți rău că nu răspundeți. Mă veți sili să mă adresez poliției. De ce nu răspundeți, doamnă? Cum vă cheamă? N-aveți o legitimație? Poftim, poșeta mea, caută, vezi și dumneata ce găsești. O batistă? Așa. Un ruj de buze? Da. O tabachiere cu 2 țigări? Da. Niciun act, nicio hârtie. Aici nu e lucru curat, eu l-anunț pe dincă comisarul. Stai. Doamnă, în propriul dumneavoastră interes, vă rog mult, faceți un efort. Cine sunteți? De unde veniți? Unde vă duceți? Mă duc să mă omor. Mă arunc pe doamnă, mine. Doamnă! Stai, după aia să o salvăm. Bine, liniștit, nu e niciun tren la ora asta. Ichime! Ichime, vezi că e o femeie pe linie! Părăște linia! Părăște linia! Și miroase, domnule, a parfum de mi-a umplut toată gara. Au oblivă atâta, îmi trebuie să vie și nevastă mea acum. E frumoasă, nu așa. Da. Te-ai uitat ce rochi avea? Brațele goale, gâtul gol, spatele gol.
Păi jumătate desprăcată. E foarte frumoasă, mai de nu s-a rumorât. Deocamdată nu poate, că n-are tren. De mare bucur, domne, să mi se întâmple tocmai mie. Nu putea, domne, să o dea jos la Câmpina sau la Breasa. Domne, aici de vină, trebuia să o las să plece. Nu puteam, domne profesor, se opune regulament. Da? Și dacă se omoară? Bucluc mare, anchetă, rapoarte. Mă dă la gazetă după 23 de ani de carieră. Ai găsit lui Chime? Aici, doșă. Ce face? Stă pe linie și trage din țigară. Coniță! Doamne! Veniți aici la lumină! Degeaba stați pe mine, până la 11.35 nu e niciun tren să vă calce. Doamne, intrați aici, nu? Afară e umed, s-ar putea să răciți. Sunteți îmbrăcat așa de subțire. Păi, zău, nu e mai bine aici? Aveți scaun, aveți lampă. Mai stăm de vorbă și ne trece vremea. Prin urmare, pe dumneavoastră cum vă cheamă? Iar începi? Doamne, dacă întrebăm, dacă insistăm, e pentru că vrem să vă venim în ajutor. N-am nevoie. Sunteți enervat, înțeleg. Nu vreți să ne răspundeți, și asta înțeleg. Uite, îngăduiți-ne cel puțin să ghicim. Dumneavoastră veniți probabil de la Sinaia. Probabil. Și probabil vă duceți la București. Probabil. E bine, ori la București, ori la Sinaia, trebuie să aveți pe cineva, o rudă, un prieten, cineva pe care să-l anunțăm de situația în care vă aflați. Da. Crezi? Sigur, am putea da o telegramă sau poate... Chemăm la telefon. Da. Bine, atunci chemați Sinaia la Hotel Palace. Așa. Sau dacă nu e acolo, la casino. Da, da. De cine să întreb? Nu, nu pot, nu vreau. Mai bine mă omor, mai bine mă arunc înaintea trenului. De ce să vă omorâți și de ce tocmai aici? Sunt și un om cu familie, cu greutăți. Vreți să mă băgați în bucluc? Uite, sunt slujba sărac, dar vă dau eu din buzunarul meu un bilet până la Câmpina și acolo faceți ce știți. Gară mare, linii multe. Doamne, alungați gândul acesta absurd. Sunteți tânără, sunteți frumoasă. Trebuie să trăiți. Unde? Aici? Veți pleca, trebuie să plecați. Dacă trebuie, de ce m-ați dat jos din tren? Fiindcă n-aveți bilet. Vă vom da noi bilet. Uite, mâine dimineață iau leafa. Poți să aștept până mâine dimineață aici în Câmp. Cum în Câmp, doamne, cum în Câmp? Dați-mi voie. Sunteți într-un oraș, comună urbană, judecătorie, spital, 8246 de locuitori la ultimul recensământ. Dacă rămân aici în noaptea asta, vom fi 8247. Da. E vreun hotel? Se poate să nu fie, Hotel Monopol în centru. Dar n-am bani. Asta n-ar fi nimic, îl plătim noi mâine, dar n-aveți acte. Da, și fără acte numai la poliție vă primești. Mă plictisiți, mi-e frig, mi-e somn, mi-e foame. Să vă dăm ceva de mâncare. Unde, ce? Mare lucru nu avem, dar e niște rață pe varză rămasă de la prânz, o minune. A călcat-o ieri accelerat. Nu mănânc rațe călcate de accelerat. Oh, nu se mai face odată zi. De ce nu m-ați lăsat afară pe linie? Era așa de bine. Eu mă culc aici, stingeți lumina. Da, nu, vai de mine, doamnă, aici nu se poate că vine nefastă. Aici nu pe linie, nu, ce vreți cu mine? Doamne, nu știu dacă pot, nu știu dacă trebuie. Vedeți, eu am o locuință modestă, știți, o singură cameră. Dacă vreți, dacă ați vrea, eu plec de acasă și rămâne dumneavoastră acolo peste noapte. Eu mă duc și dorm la un coleg, la Udrea, profesor de muzică. Da, da, bună idee. Vă mai odihniți și mâine dimineață... Facem procesul verbal. Lasă procesul verbal. Vă rog să aveți încredere în mine. Vă rog să primiți. Primiți? E departe? 10 minute, un sfert de oră de aici. Bine, să mergem, mie soam. Pe aici. Domn profesor, domnul Miroiu! Ce vrei? Ți-ai uitat cartea, domnule? Cartea? Și aveam de lucru noaptea asta. Aveam de citit. Patimă mare, domn profesor. Patimă mare. Nu e lumina electrică? Nu, abia la toamnă, când o fi gata uzina. Nu aștept eu până atunci. Nu pot. Sunt zdrobită, mi-am rănit picioarele. Câte pietre, câți bolovani. De fapt, în centru strada e pavată, dar pe aici, pe la noi... Nu se pavează niciodată? Ba da, poate la anul. Ghinionul meu, am venit cu un an prea de vreme.
ce străzi! Lovit de toți copacii, de toate gardurile. Îmi pare rău, doamnă, îmi pare foarte rău. Pe aici, pe aici. Am ajuns? Da, da, suntem acasă. Moment, așa, o clipă, o clipă să găsesc chibriturile. Oh. Așa. Nu vrea să se aprindă, umezeală mare. În sfârșit s-a aprins. O să faci lumină mai mare? Se poate, dar nu e bine că se vede din stradă. Ei, și? Cum? Nu trebuie să se știe că sunteți aici. Strada e pustie, nu trece nimeni. Da, dar mai târziu de drumul de la cinematograf, că azi e miercuri. Avem cinematograf de două ori pe săptămână, miercuri și sâmbătă. Vă să zic că aici locuiești, dumneata. Aici trăiești. Da. Oribil. Adică te rog să mă ierți, e foarte frumos. Nu. Nu e frumos, da? Pentru mine e tot ce-mi trebuie și nici nu e departe de școală, pentru că, nu știu dacă v-am spus, eu sunt profesor. Se vede. După ce? După tot. Dar parcă tot era mai bine afară, cel puțin să deschidem ferea. Nu, nu, la ora asta, o femeie aici. La dumneata n-a venit niciodată o femeie? Doamne, eu sunt un om serios, un om cu răspundere. Cum, eu sunt singura femeie? Prima femeie care intră în casa asta? Doamne, vă rog să credeți că n-aș fi cutezat niciodată dacă n-ar fi fost împrejurările cu totul neobișnuite în care v-am întâlnit. Ce tânăr ești! Sau ce bătrân! Doamne, vă rog, vă conjur, plecați de la fereastră! Vă vede de peste drum, de la chiroiu! Imposibil, e întuneric! Tocmai de asta, sunt după perdele. Cum ei nu se duc la cinematograf, că e miercuri? Ba da, dar a rămas acasă bătrână. Madame Grigorescu, mama la Madame Chiroie, cu copiii și servitoarea. Și nu sunt numai ei, mai e și Atanasiu. Care Atanasiu? Casa de lături cu luci și Lascu, judecătorul. Casa galbenă cu trei geamuri la stradă. Și Maltopol și Vișan. Ce de lume! Nu glumiți, doamnă, e tot târgul la ferestre. Nu văd nimic, nu aud nimic. Toată lumea doarme. Chiar dacă doarme și din somn ne vede. Dar ce zgomotul ăsta? Ce zgomot? Un fel de scârțit, ca un fierestrău mic. Nu, nimic, e șoarecile. Cum, ai șoareci? Unul singur, îl cunosc. Vine uneori noaptea când citesc sau am de lucru. Îi place să se plimbe printre cărți. Dar nu vă temeți, astă seară nu vine el. Simte că e cineva străin. Pe mine mă cunoaște, ne-am împrietenit. Mai ai și alți prieteni? Sigur, pe Udrea, colegul meu, profesorul de muzică. Mare talent. Compozitor. La el mă duc să dorm noaptea asta. Dar și reși timpul să plec, e târziu, trebuie să dormiți. Mi-e somn, mi-a trecut. Totuși, e târziu. Patul e acolo, așternutul în dulap. Dacă vreți să vă spălați, avem... E alături un fel de cămară pe care am transformat-o eu în baie. Dușie? Da, un fel de dușie. Este o stropitoare. O stropitoare de grădină agățată cu o sfoară. Și când tragi de sfoară, știi? Foarte ingenios, da. Cuvetă e? Da, sigur, cuvetă. E, atunci e bine, stai să văd. Nu merge apa. Nu merge? Ah, da, sigur, a oprit-o de la uzină. De ce? Fiindcă uzina nu lucrează noapte. Are dreptate, pentru cine să lucreze? Și dacă îi se face cuiva sete sau vrea să spele? Avem fântână în curte. Vă aduc eu apă cu stropitoare. Imediat, într-o clipă. Vedeți ce repede m-am întors? Cartea asta nu cred că vă poate interesa. Nu mă lași să mă uit la ea? Dacă vă spun că nu vă interesează, e ceva vechi. Dar parcă are niște fotografii. Nu sunt fotografii, planșe, hărți. Zău că nu vă interesează. Ce om ciudat ești, dumneata. Și câte cărți ai. Ce faci cu ele? Le citesc. N-am văzut niciodată așa de multe cărți. Nu sunt multe, aș vrea eu, dar... Cine-i domnul ăsta, bătrână, rudă? Nu,
E Kepler. Și ăsta? Copernic. Îi cunoști? Îi cunosc, dar au murit de mult. Câteva sute de ani. Și de ce ții aici? Așa. Mă gândesc la ei uneori. Ce om ciudat ești, dumneata. Dar ce om ciudat. A dat drumul de la cinematograf. Aud pași, voci. Să sting lumina că se apropie, vine încoace. Îți spun că a văzut lumina și fereastra e deschisă. Deci v-am spus să deschideți fereastra. E acasă, n-are unde să fie în altă parte. Domnule Udrea strigă. Miroiu! Miroiu! Miroiu te cheamă? Da. Și mai cum? Marin. Marin Miroiu. Nu-i urât. Miroiu! Deschide, eu sunt. Cine e asta? Colegul meu, profesorul de muzică, de care ți-am vorbit. Și ea cine e? O colegă, profesoară de fizico-chimică. Iubita dumitale? Doamnă, vă rog. Logodnica dumitale? Eu nu am logodnică. Păi atunci ce caută aici la ora asta? Dimineața scoale toată mahalaua asta. Trebuie să le deschidem. Deschide-le. Am auzit. Vin. Doamnă, ce ne facem, doamnă? Ce... Nimic, să vii. Pentru nimic în lume nu trebuie să vă găsească aici. Viu îndată, viu. Doamne, trebuie să vă ascundeți, să dispăreți. Treceți un moment dincolo. Dar să nu mă ții mult acolo, că mi-e soar. 5 minute, 3 minute, până văd ce vor, până mă scap de ei. Viu, viu, acum! De ce? Ce cu stropitarea asta cu apă aici? Vreau să mă spăl. Dumneata, te speli noaptea? Da, uneori mă spăl și noaptea. Păcat că n-ai fost la cinematograf. Frumos, foarte frumos. Să spun subiectul. Lasă-o, Udrea, că îmi povestești mâine. Dar ce e mirosul ăsta aici? Miroase a ceva, a parfum. Eu nu simt nimic. Miroase de teamețește. Poate florile, grădina, a, nu, fereastra deschisă. Nu, 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 în grădină nu miroase. Domnule Răgucu, nu te supără. E târziu. Aș vrea să știu cărui fapt datorez vizita admitare. Să nu ne grăbim, să o luăm sistematic. Domnule Udrea, ai cuvântul. Să vezi. Udrea, te rog, scurt, repede. Da. La cinematograf am întâlnit-o pe domnișoara. Da, fiindcă tot eu, săraca, trebuie să fac poliție și la gara, și la grădina publică, și la cinematograf. 7 elevi am prins în sală. Cu dăm voie, eu sigur, că... pe dumneata nu te interesează ordinea și disciplina. Ba da, dar nu la ora asta. Foarte rău, domnule profesor, școala nu doarme. Dumneata trebuie să înțelegi, domnule profesor, că dacă eu pun în joc numele și reputația mea și intru în casa unui bărbat... nensurat noaptea. Tocmai de asta m-a luat cu dumneai, ca să nu vorbească lumea, să nu se compromită. Trebuie să fie la mijloc o chestiune foarte gravă. O chestiune gravă? Nu înțeleg nimic. Domnule Miroiu, să nu încerci să neci că e deprisos. E adevărat ce mi-a spus ispas șeful gării. Ce ți-a spus? Că ai plătit 22.000 de lei o carte pe care ți-a adus-o astăzi pascul de la București? Da, sigur. Domnule Miroiu, când cineva, un profesor, dă 22.000 de lei pentru o carte, asta nu e lucru curat. Deci eu cu banii mei fac ce vreau. Banii dumitale? Care bani? Ce fel de bani? Că slavă Domnului că te cunoaștem. La birt ai rămas dator 800 de lei încă din luna trecută. La frizer te tunzi odată în 2 luni. Haine nu ți-ai mai făcut de când te-am apucat. De 6 ani tot pe astea le copți. Dar sunt curate, sunt bune. Și știi ce am auzit? Ce? Că-ți scârpești singur ciorap și cămășile. E o infamie, spune tu, drag. Nu e adevărat, domnișoară Cucu. Pantalonii și calcă singur, dar ciorapi și cămăși. Las că știu ce vorbesc. Și atunci te întreb, cum dai 22.000 de lei pe o carte? Asta e nebunia mea și nu dau nimănui socoteală. Te înșel, domnule profesor? Școala trebuie să știe, trebuie să afle. Școala și orașul și eu. Dar nu era nevoie să vii pentru asta în plină noapte. Asta i-am spus eu. Stai, domnișoară Cucu, ai răbdare până mâine dimineață. Până mâine dimineață? Da. Dar ce puteam eu să dorm până mâine dimineață? Misterul ăsta trebuie să se lămurească imediat, pe loc. Unde e cartea? De ce? S-o văd. Refuz să-mi o arăți? Refuz. Ești martor, domnule Udrea, că refuză. Eu voi aduce cazul în conferința profesorilor. Dar faci cum crezi, domnișoare Cucu. Îți mai pun o singură întrebare. Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce gânduri ai cu ea? De ce ai cumpărat-o? Taci. Nu spui nimic? Domnule Udrea, domnule Udrea, în casa asta se petrec lucruri mari, lucruri suspecte. Cum suspecte? Da, de mult e tot orașul cu ochii pe dumneata și se întreabă ce tot faci de te închizi mereu singur în casă, ziua și noaptea. Dar acum o să iasă la lumină. Să iasă, domnule Cucu, să iasă, dar mâine dimineață, nu acum, e târziu, dumneata, nu ți-e somn? Mie nu-mi e niciodată somn. Și-ți mai pun o ultimă întrebare. Mă pune că nu răspund. Bine, cum poftești.
Numai să nu-ți pară rău. Vino, domnule Udrea, să mergem. Udrea, Udrea, rămâi, trebuie să-ți vorbesc. E imposibil, trebuie să conduc scorpii acasă. Atunci doar ce te-am nevoie de tine. Lasă-mi poarta deschisă ca să nu mai bat. Ce faci, domnule Udrea? Gata, gata, sunt bun. E adevărat că nu te-ai tuns de 2 luni? Ai auzit? Tot. Nu puteam să-mi astup urechile. Nu e adevărat, nu e nimic adevărat. Dă-mi cartea. Vreau să o văd. Nu vrei să-mi o arăți? Nici mie? Te rog. Poftim. Ce-am spus, e o carte veche de matematici, de astronomie. Cât de veche? Vreo 150 de ani, chiar mai mult. Uite, Uppsala, Göteborg, 1763. A, de asta e așa scumpă? Nu e scumpă, e ieftină. E un noroc că am găsit-o. De ani de zile o aștept, o visez. Unde l-am căutat, pe cine l-am întrebat. De ani de zile strâng bani, pun deoparte, dau lecții, fac economii. Scârpești singur ciorapi? Da, uneori. Dar acum o am. O am, o am. Acum pot să verific, pot să știu. Ce să știi? De ce taci, nu vrei să-mi spui? Ba da, dumitare îți spun. Dar n-ai să spui nimănui. Nimănui? Niciodată. Niciodată. Îmi făgăduiești? Îți jur. Eu am găsit o stea. Unde? În cer. Nu te cred. Nu mă crezi? Uite, ți-o arăt aici pe planșă. E aici. Îi spuneai că e în cer. Păi ăsta e cerul. A, eu credeam că... Uite, aici e sfera. Linia asta este axa lunii. Aha. Cercul ăsta este ecuatorul. Ecuatorul ceresc, să înțelegi. Da, da, da. Aici sunt coordonatele orizontale. Azimutul și distanța zenitală. Aha. Steaua pe care am găsit-o eu e aici. O vezi? O văd, dar mai bine arată-mi-o prin fereastră afară pe cer. Nu, că acolo nu se vede. Păi nu spui că ai găsit-o. Am găsit-o, dar am găsit-o aici, pe hârtie. Am calculat-o. Nu înțeleg. Mai ales nu înțeleg ce legătură are steaua cu cartea. Cartea asta este un catalog ceresc, un atlas, catalogul van Mersch. Tot nu înțeleg. Steaua mea nu se află pe niciun catalog de stele. Nici Hipparth, nici Ptolomeu, nici Kepler. Credeam că poate a găsit-o Herschel, dar nu. Singurul care ar fi putut. Cu toate că astronomii de școală își bat joc de el, numesc astrolog. Mi-e somn, nu vreau să dorm. Nu, nu, acum nu, vino cu mine la fereastră să-ți arăt. Vezi, vino aici, vezi, vezi ursa mare. Nu văd nimic, mi-e somn, mi-o arăs mâine dimineață. Mâine dimineață nu se vede. Ei, ce are a face, mi-o arăs pe hârtie. Nu, stai aici lângă mine, uite, vezi 7 stele? Nu. Cum nu? Sunt 4 și 3. Ultimele 3 sunt coada ursoaicei. Ce ursoaică? Te uiți prea jos, de aceea nu vezi acolo unde privește capul dragonului. Ce dragon? Dragonul, balaurul. Ce balaur? Ce faci? Unde te duci? Mă duc prin curte, vreau să mă plimb. Să te plimbi? Cum să te plimbi? Mi-e sete, vreau să iau apă de la fântână. Nu spuneai că e o fântână în curte? Să nu te iei după mine, că strig! Domnule! Domnule, ai venit la timp. Dumneata nu mă cunoști, dar eu te cunosc. Dumneata, ești domnul Udrea. Te-ai speriat. Îmi pare rău. De ce nu mi-ai spus, frate, că nu ești singur? Pentru că n-am avut când, dintre. Doamnă, vă rog să credeți, dacă aș fi știut. Dar ce e cu strălucarea asta? Stai să o duc dincolo să nu răstoarne cineva. Domnule Udrea, da. Dumneata ai văzut vreodată ursa mare? Am văzut-o. Și e și un dragon, un balaur? Este. Dar de ce nu-l întreb pe el? Că e astronom și le știe mai bine. Tot el mi le-a arătat și mie. E astronom? Știi ce spune? A găsit o stea. O fi găsit. De ce să nu găsească? Eu n-am scris o simfonie. Ți-am spus că e compozitor. O simfonie în 4 părți. Hai, hai, Udrea, să mergem. Unde? La tine acasă, dorm și eu la tine. De ce? Lasă că-ți spun eu pe drum. Și doamna? Doamna rămâne aici. De ce? Pentru că n-are unde dormi în altă parte. Dar cine e doamna? Asta nu știu nici eu. Stai, frate, aici se întâmplă lucruri mari. Aveai dreptate, Scorpia. Lasă, vină, ți explic eu, hai. De ce plecați? Pentru că e târziu și dumneata trebuie să te odihnești. Domnule Udrea, vorbește-mi de simfonia dumitale, e frumoasă? Să spună el că i-am cântat-o. Cum? Din gură. Să știi că dacă ți-o cântă și dumitale, nu mai dormim în noaptea asta, e lungă. De ce mă pune grești? Nu vezi că se interesează de muzică, doamne? Și nu s-a cântat nicăieri, niciodată? Încă nu, doamne. De ce? Pentru că toată lumea îmi pune bețe în roate. Autoritățile locale, direcția liceului și domnișoara Cucu. Dar orchestre există în oraș? Să zicem că aș putea găsi 8 viori, 2 violoncele, o violă,
un contrabas se găsește. Alămuri și suflători iau de la batalion, de la fanfară. Dar nu ți le dă. Tocmai nu vrea să mi le dea. Dar să zicem că mi le dă. Tot n-am făcut nimic. De ce? Pentru că n-am corn englezesc. Și fără corn englezesc nu se poate? Doamne ferește, asta e principalul. Și să vă spun de ce. Lasă-o, drept târziu. Dă-mi pace, domnule. Să vedeți, doamnă, cum e. Până la scherzo ar merge cum ar merge. Dar la scherzo, fără corn englezesc, sunt mort. Să vedeți. Întâi intră alămurile. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam. Pam, pam. Pe urmă, viorile. Ti, 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 ti. Și acum intră cornul englezesc. Tin, 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 tam, tam. E foarte frumos. Da, nu-i așa? Pam, 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 pam. Ti 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 ti. Vai, partea asta de la urmă. E foarte frumos. Ce folos dacă n-am corn englezesc? Și nu se poate să pui altceva în loc, alt instrument? În ruptul capului. Mai bine mă lipsesc. 1000 de ani aștept și fără corn englezesc nu cânt. Și nu se găsește de cumpărat? E, s-ar găsi la București, dar e scump. Vreo 30.000. Am pus eu ceva la o parte din leafa mea, vreo 4.500. Dar până la 30.000 mai e. Am scos și o listă de subscripție. Iată, listă de subscripție pentru achiziționarea unui corn englezesc în vederea executării în prima audiție a simfoniei numărul 1 în mi bemol major a maestrului Udrea. Și ai mulți subscriitori? Până acum unul singur. Pe Miroiu. Domnule Udrea, aș semna și eu, dar... Vai de mine, Coniță, dar se poate. Vom vorbi numai așa, într-o doară. Pe unde n-am umblat? Cui n-am cerut? Am ajuns de râsul târgului. Zice lumea că sunt nebun. Și dumneata? Da, și eu. Hai acum să mergem. De-a mâine dimineața în școală. Ce vrei să ai de face cu domnișoara Cucu? Oh, adevărat e. Da, și e foarte târziu. Noapte bună, doamnă. Mă lăsați? Trebuie. Bine. Noapte bună, doamnă. Noapte bună. Iei cartea cu dumneata? Da, vreau să răsfoiesc puțin înainte de a mă culca. Noapte bună. Ce s-a întâmplat? Șoarecele. Ce e șoricel? L-am auzit, am mișcat. Udrea, eu tu înainte, viu și eu după tine. Să-mi lași poarta deschisă, da? Bine, bine, nu mai pricep nimic, avea dreptate Scorpia. Noapte bună. Noapte, noapte bună, doamnă. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. N-ai auzit nimic, nici un șoarece, nu-i așa? Atunci ce vrei, ce urmărești? Nu vreau să pleci până nu mi-ai arăt steaua dumitale. Am vrut să-ți arăt adineaur, dar te-ai speriat. Mi-era frică de dumneata. Și pe urmă nu auzisem niciodată de ursa mare. Nu știam că există. Cum? Cum, dumneata, nu te uiți niciodată pe cer? Ba da, uneori. Ca să văd dacă e norat, dacă nu plouă. Ca să știu cum să mă îmbrac și ce pantofi să pun. Ce pantofi să pui? Păi da, la stele. Dumneata, nu te uiți. Nu le vezi. Nu am timp, sunt foarte ocupat. Toată ziua nu știu unde mi-e capul. La seara. A, seara sunt și mai ocupat. E îngrozitor. Păi, dar ce fel de viață duci dumneata dacă nici măcar ursa mare n-ai avut timp să o privești? E de mii de ani, de sute de mii de ani aici, pe cer, și dumneata n-ai văzut-o. De sute de mii de ani? Arată-mi-o și mie. Vino aici.
Așa, aici, la fereastră. Acum trebuie să o vezi. Uite, ursa mare, carul mare, e ca un car răsturnat deasupra cerului cu roțile în sus, vezi? Mi se pare că văd. Sau că văd, sunt 7 stele, 4 și 3. Ce frumos e. Ce mari sunt stelele. Mari și albe. Nu sunt albe. Întâia e galbenă și a doua, a treia și a cincea sunt roșii, rubinii, a patra e albastră. Le cunoști pe toate? Nimeni nu le cunoaște pe toate. Dar steaua de acolo, o stea mică, așa se stea din ursa mare, o cunoști? Ai ochi buni, te felicit, e Alcor. Alcor? Acolo e și steaua mea, steaua pe care am găsit-o eu. Cum o cheamă? Nu știu, nu i-am dat încă niciun nume. Îmi trebuie un nume de două silabe care să meargă împreună cu Alcor. Dar ești sigur că e acolo? Trebuie să fie. De ce nu te uiți cu un ochean sau cu o lunetă? Niciun ochean nu străbate până acolo. Când închid ochii, o văd mai departe, mult mai departe. Îi cunosc orbita, îi urmăresc drumul, drumul pe care îl străbate de mii de ani în întuneric, nevăzută, necunoscută, nebănuită. Și nu se va vedea niciodată? Niciodată. Pentru că trebuie să se abată din drumul ei și atunci a străluci acolo. Vezi? Deasupra ursei mari, lângă Alcor. Da, da. Dar stelele nu se abat niciodată din drumul lor. Ce e asta? E un tren. Un tren de noapte. Poate trenul meu. Când te gândești dacă muream asta noapte acolo pe linie, muream fără să văd ursa mare. Ar fi fost păcat. Ești atât de nenorocită în viață? Nenorocită? Nu cred, nu m-am gândit niciodată. Atunci? Mă plictisesc. Mereu aceiași oameni, aceleași gesturi, aceleași cuvinte. Uneori mă apucă o poftă nebună să fug. Pe urmă îmi trece. Totuși, astă seară ai fugit? Am mai fugit eu de câteva ori. Dar m-am întors. Te vei întoarce și de asta dată. Poate. Dar cel puțin de asta dată am văzut ceva nou. Ursa mare. Ai dreptate. Ursa mare este întotdeauna nouă. Chiar și pentru dumneata care o cunoști așa de bine? Chiar și pentru mine. Sunt seri când e rece, depărtată, indiferentă. Și atunci parcă simt toată umilința, toată disgrația de a locui pe o biată planetă mizerabilă, pe lângă care marile stele trec fără să o vadă. Fără să o vadă? Dar sunt alte seri, când o simt aici, la fereastră, vie, protectoare, atentă. Așa de atentă încât dacă aș striga, mi se pare că m-ar auzi. Ar trebui să încerci, cine știe. Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu, cu stele reci, moarte, într-un univers absurd, în care numai noi, în marea noastră singurătate, ne zbatem pe o planetă de provincie, ca într-un târg în care nu curge apa, nu arde lumină și unde nu opresc trenurile rapide. Dar sunt seri când tot cerul foșnește de viață, când pe ultima stea, dacă asculți bine, auzi cum freamătă păduri și oceane, fantastice păduri și fantastice oceane, seri în care tot cerul e plin de semne și de chemări, ca și cum de pe o planetă pe alta, de pe o stea pe alta, ființe care nu s-au văzut niciodată, se caută, se presimt, se cheamă. Și se găsesc? Niciodată. De ce? Pentru că nimeni n-a trecut niciodată de pe o stea pe alta. Pentru că nici o stea nu se abate niciodată din drumul ei. E păcat. E trist. Da, e puțin trist, dar e frumos. Cel puțin știi că nu ești singur sub bolta asta imensă. Că undeva, în altă lume, în alte constelații, în ursa mare sau pe steaua polară sau pe Vega, sau pe steaua dumitale fără nume, da, sau pe steaua mea fără nume, aventura asta ridicolă care se numește viața noastră se repetă altfel, de la început, sub același cer, dar cu alt noroc. Poate că acolo tot ce aici e greoi și apăsător devine ușor, tot ce aici e întunecat și opac devine luminos și transparent. Tot ce încercăm fără să-i zbutim nici pe jumătate, gesturile noastre zadarnice, visele noastre căzute, tot ce am fi vrut să cutezăm și n-am cutezat, să iubim,
și n-am iubit. Tot se împlinește, se simplifică, se împarte. Crezi că sunt și acolo oameni? Oameni ca noi? Oameni, nu știu. Ca noi nu cred, dar poate ființe mai ușoare, mai luminoase, mai plutitoare. Când te-am văzut în seara asta intrând acolo în gara aceea fumată, când te-am văzut albă, limpede, strălucitoare, am crezut o clipă că vii din altă lume. Poate că vin din altă lume. Nu. De unde știi? Pentru că nici o stea nu se abate. Nu se oprește niciodată din drumul ei. Eu sunt o stea care se oprește. Cum te cheamă? Mona. Mona. Ce nume frumos. Parcă ar fi un nume de stea. Dar e un nume de stea. Alcor și Mona. Te aude, vino înăuntru. Da. Ce mai încoace încolo, sunt pierdut. Mă dă afară din învățământ. Mona! Am venit și mai striga, așa că te aude. Unde ai fost? În curte să culeg flori. În rochia asta, dis de dimineață, să te vadă toți vecinii. Toată strada, tot târgul, tot județul, fiindcă sunt fericită, dragul meu. Fericită, mă auzi? Sunt fericită. E atâta soare, atâta lumină. Ce frumoasă ești, Mona. Nu eu, florile, viața, casa. Aseară spuneai că e oribilă. Aseară, dar de-aseară până acum a trecut o noapte. Și ce noapte. N-am să uit niciodată, Mona. Totul s-a schimbat de atunci. Casa și eu și tu. Ce drăguț ești, Marin. Ei, nu, lasă. Zău că ești drăguț. Ia vină aici, mai aproape. Da. Ce fel de ochi ai tu? Fără culoare. Mona, mi-e frică. Frică de ce? Că tot ce se întâmplă nu e adevărat. Nimic din viața mea n-a fost vreodată mai adevărat ca dimineața asta. Haide, nu fi prost. Eu sunt. Dă-mi repede un vas să pun florile. Un vas? Dar de unde să-l iau? Ah, dar trebuie să fie în grădină. Hai, mă aplec pe fereastră și ți-l da. Poftim. Bună dimineața, domnilor! Să rămâne. Cine? Dar patrou așa de vreme. E, la piață! Mi-a spus madame Altobor că e niște vinete. Vinete vreau și eu. Bună. Mi-e foame. Să-l mâine. La revedere. Mona, să știi că te-a văzut. Cine era? Madame Grigorescu. A, mama lui Madame Chiroiu. Și ce dacă m-a văzut? Cu atât mai bine să știe că sunt aici. Mona, tu nu poți să rămâi așa în plină zi, în rochia asta de seară, într-un târg ca al nostru. Adevărat, ar trebui să mă schimb. Știi ce? Îmi pun din nou pijama ta de astă noapte, îmi venea bine. Să lăsăm glumele, Mona. Cum vrei să spui că nu-mi venea bine? Da, ai și tu dreptate, mi-ar trebui o rochie. Ce ar fi să împrumutăm de la o vecină? De la Madame Maltopol sau de la Madame Lasco? Cum arată Madame Lasco? Zău, nu e timp de glumiri, mă, trebuie să ieșim din situația asta. Da. Uite, eu mă repet până la liceu, că oricum e târziu, 8 fără 10. Ora întâi n-am clasă, dar mă duc să iau niște bani, că azi e întâi. Întâi? Și să plătesc lefurile. De acolo mă repet până la Pascu. Care Pascu? Pascu, magazin general. Trebuie să găsesc acolo o rochie, un trench, cu ceva cu care să poți ieși din casă. De ce să ies? Eu nu voiam să ies. Rămân aici. Până când? Toată viața. Numai să-mi aduci un sandwich, mi-e o foame de lup, de altceva nu am nevoie. Bine, îți aduc, dar acum am fugit. Marin! Da? Ești drăguț, să știi, foarte drăguț. Mona, e 8 fără 5. Chiar dacă e 8 fără 5, tu tot ești foarte drăguț. Mona, fii cu băgare de seamă, nu ieși în curte. Nu te arăta la fereastră. Nu râde, nu cânta, da, știi? Da, mai ales nu cânta. Nu cânta, la revedere.
avisul Miroiu nu e acasă? Vă rog să mă iertați, că eu credeam că... Ce credeați, domnișoară? Credeam că locuiește aici, domnul Miroiu. Aici locuiește? Nu se poate. De ce? Fiindcă eu pe dumneavoastră nu vă cunosc. Nici eu pe dumneata și totuși aici locuiești. Chiar acum ieși din casă, mă mir că nu l-ai întâlnit. Nu, că eu am venit pe strada Unirii și dumnealui a fi dat colțul pe Cuza Vodă. Dar dacă ziceți că nu e acasă, eu mă duc. Aveai treabă cu el? Aveam, adică vreau să-l rog. Mă dă afară din școală. Cine? A, nu, domnișoara Cucu. Nici nu m-a lăsat să intru în școală. A zis că mai întâi să aștept conferința. Și atunci eu am dat fuga până aici să-l rog pe domnul profesor Miroiu, dar dacă nu e acasă... Nu e. Atunci eu mă duc. Domnișoară, te rog. Cunoști bine pe domnul Miroiu? Îl cunosc. E profesorul dumitale? Da. Ce noroc ai. Dar de ce? Un profesor ca el vorbește așa de frumos. Da, vorbește. Ce noroc aveți, dumneata și colegele dumitale. Îl puteți asculta vorbind în fiecare zi. Mai de 3 ori pe săptămână. Despre lucruri așa de frumoase. Așa de amețitor de frumoase. Și ce bine ți stă șorțul ăsta. Cineva poate fi fericit într-un șorț ca ăsta. Vă râdeți de mine, doamnă. Aveți o rochie așa de... Așa de... Așa de... Niciodată n-am văzut o rochie ca asta aici la noi. Și nici la București. Că am fost la București acum 2 ani de Paște cu mama și cu tanti. Lăsați-mă să mă uit bine la ea, ca să povestesc și fetelor la școală. Da, dar dumneavoastră, iertați-mă că vă întreb, de unde veniți? Ce-i asta? Un automobil? Un automobil? Pe strada asta? Cum nu se poate? A oprit aici la poartă. Ai, domnule Ispas. Domnul Ispas de la gară. Pasă-i că mai e cineva. Un domn. Un domn? Vai, ce elegant e. Elegant el e. Cine e el? Vin aici, să nu spui că mai văzut, eu mă ascund în camera de azi. Da, și cum aici. Da, și cum vă spuse, domnule Grig. Da, îmi pare bine. Datoria înainte de toate, regulamentul. Domnișoară, domnul Miroiu nu e acasă? N-auzi, domnișoară, eu te întreb și dumneata te uiți la domnul? Cum? Nu, nu e. Domnule șef, dumneata e sigur că doamna de care ți-am vorbit e aici? Sigur, domnule, de la gara a plecat aseară cu domnul profesor Miroiu. Cum, împreună? Da, adică ne-a lui cea că se duce să doarmă la Udrea, mă înțelegi? S-ar putea să fi petrecut ea aici o noapte? Ei, dacă vă spun. Ia ascultă, dumneavoastră, dumneata ești de mult aici? De adineauri. Și când a intrat, n-ai văzut o doamnă? O doamnă tânără, frumoasă, blondă în rochie albă. Ba da, adică nu? Da sau nu? Eu o să vedeți, ba da, am văzut-o. Ei, atunci unde e? Acolo. Ia, să vedem. Un moment. Domnișoară, te rog, lasă-ne, da? Da, domnule, bună ziua. Bună ziua. Domnule șef, da. E sigur că doamna pe care o caut e aici? Sigur, domnule, semnalul meu te rugăresc unde. Și mai e ceva. Voia să plătească biletul cu fișe de rulet. Atunci e... Păi, nu era locul să trag un proces verbal de contravenție? Nu ți-am plătit la gară și biletul și amenda? Ba, ați plătit... Dar nu zici că aseară voia să se omoare? Ce spai m-a tras cu ea, domnule, dacă nu eram eu... Bine, îți mulțumesc, domnule șef. Ești un om de ispravă. E, acum te rog, lasă-mă singur, da? Da, am onoarea, vă salut. Bună ziua. E, tare, pare rău. De 15 ani n-am mai tras un proces verbal. O ocazie ca asta nu se mai întâlnește. Mona, vină în pace. E, haide, nu te mai ascunde acolo, e ridicol. Bună dimineața, Mona! Bună dimineața, Grig. Ai dormit bine? Mulțumesc, dar tu? N-am dormit deloc, am stat la casino până la 5 dimineața. Am fost în serie mare. Pe urmă m-am dus la hotel, credeam că ești acolo, nu erai. Am luat o baie și am pornit să te caut. Și m-ai găsit. Eu totdeauna te găsesc. Poate că de data asta nu. La început am crezut că ai schimbat camera. Portarul mi-a spus că nu te-a zărit. Am trecut la Caraiman unde cineva mi-a spus că te-a văzut coborând la gară. La gară, Jean, chelnerul, mi-a spus că te-a văzut când te urcai în accelerat. Ai mulți informatori. Îi plătesc bine. Știu. Am telefonat la București acasă. Nu venise, deși trenul sosise fără nicio întârziere. Atunci am început să fiu îngrijorat. Tu îngrijorat pentru mine?
Nu te recunosc. Ai dreptate, fiindcă după 5 minute mi-am adus aminte că nu ai bani și că probabil te-au dat jos într-o stație. M-am urcat în mașină și am pornit-o metodic din gară în gară până aici. Simpatic șeful gării, nu? Da. Mona, recunoște că cearta noastră de-aseară a fost o prostie și că eu n-am nicio vină. Recunosc tot ce vrei tu. Ți-am spus de atâtea ori că nu-mi place când joc să stai în spatele meu și să-mi cer bani. Am și eu superstițiile mele. Mai ales că pierdem. Și după ce am plecat eu? Am început să câștig. Imediat? Nu, ceva mai târziu. Cam pe la ce oră? Cam pe la 2. Dar de ce te interesează? Nimic, mă gândeam la superstiții. Laura, ce am intrat într-o serie fantastică, formidabilă. De asta nici n-am putut să mă ridic până dimineața la 5. Vezi, ți-am purtat noroc. Ești o fată delicioasă, Mona. Ei, hai, acum mergem. Unde? Cum unde? Acasă, mașina e afară, ne așteaptă. Se poate, dar eu nu merg. Ce? Rămân aici. Fată dragă, e prea târziu sau prea devreme pentru glume? Mie mi-e somn, n-am dormit toată noapte. Hai, vino, plecăm. Pleci singur, Grig. Cum singur? De ce? Pentru că tu n-ai să înțelegi. Ar fi mai bine să nu pui întrebări și să pleci singur. Mona! Ascultă, Grig, tu ai văzut vreodată ursa mare? Ursa ce? Ursa mare. Ești nebun. Grig, ăsta e cel mai drăguț lucru pe care mi l-ai spus de când te cunosc. Da, sunt nebună, pot fi și eu nebun. Asta o știam de mult. Dar eu nu. Grig, asta noapte am făcut o descoperire. Noi nu suntem fericiți. Noi doi? Noi și toată lumea noastră. Ducem o viață tristă, stupidă. Dar comodă. Dar mie nu mi-a plăcut niciodată. Martorul ești chiar tu, Grig. Totdeauna oricâți bani am avut, oricâte rochii, oricâte bijuterii, am simțit că îmi lipsește ceva și nu știam bine ce. Ursa mare, probabil. Azi totul se luminează pentru mine. Uite casa asta, florile astea. Cum, florile astea îți plac ție? Zarzavaturile astea? Sunt minunate, nu-ți dau voie să te atingi de ele. Cum? Când nota ta la florar se ridică în fiecare săptămână la 10.000 de lei și nu ești mulțumită, când violetele de Parma aduse cu avionul în decembrie nu sunt pentru tine destul de delicate, când liliacul alb în ianuarie nu e destul de alb, să te găsesc acum într-un mizerabil târ de provincie, leșinând de fericire cu o sorcovă în brațe? E nemaipomenit, dar ce este? Ce s-a întâmplat? Taci! Dar de ce să tac? De ce ți-e frică să deschizi ochii? Mona! Mona, uite-te bine la cotețul ăsta în care te zbați cu frumusețea ta de prințesă. Nu zău! Ai dormit tu pe salteaua asta găurită? Taci, nu știi ce vorbești. Ai stat tu la masa asta șchioapă? Nu e șchioapă. Dar nici mult nu-i lipsește. Cu stropitoarea asta sistematică ți-ai făcut tu baia? M-am spălat afară la fântână dimineața în zori. Ce? A fost divin, apa rece, vie. Mona, te-ai spălat tu la fântână? Tu care la București iei 2 băi pe zi, într-o infuzie de lavandă, la 26 de grade și 5 linii, nici mai mult, nici mai puțin? Da. Bine, dar atunci e grav. E foarte grav. Cât se poate de grav, dragul meu. Bună, ți-am adus rege. Mert, nu ești singură. După cum se vede. Bună, cine e domnul? E fratele meu. Ce? Domnule, sunt încântat. Dați-mi voie, numele meu este Miroiu. Domnule, te rog să-mi explici ce s-a întâmplat azi noapte aici. Grig! Fata asta care zice că e sora mea și pe care o reneg, a fugit aseară de lângă mine și o regăsesc aici în casa dumitare, scoasă din minți, delirând. Dar ce i-ai făcut, domnule? I-ai dat de băut? Grig, nu fi absurd. Domnule, înțeleg bine indignarea, neliniștea dumneavoastră de frate, dar vă asigur că eu, că Mona... Cum Mona? Îi spui pe nume? Păi, acum, după tot ce s-a întâmplat... Dar ce sunt? Domnule, am onoarea. Adică vreau să vă rog să-mi faceți cinste de a-mi acorda mâna surorii dumneavoastră. Domnule, eu mă temeam că biata mea soră a căzut pe mâna unui vulgar seducător, unui Don Juan fără scrupule. Dar nu, dumneata, ești o conștiință. Dumneata, un imbecil. Te rog să nu mă insulți într-un moment atât de sole. Tinere, cererea dumitale mă ia pe nepregătite. Și nu aș putea să-ți dau un răspuns imediat, fiindcă înainte de a vă da consimțământul, trebuie să știu și eu pe ce mâini o las, nu? În ce casă?
E bine, ca să vedeți că îmi dau seama că Mona vine dintr-o altă lume. Dar totuși eu am o carieră, sunt profesor definitiv. O leafă mică, dar sigur. Admirabil, ea e o fată ordonată, strângătoare. Ești odios. Chiar din ea am trecut pe la școală și mi-am luat leafa, că azi e zi întâi. Mona, am trecut și pe la Pascu, ți-am cumpărat o rochie. Nu poți să ieși în oraș așa. Îți place, Mona? Nu, că dacă nu-ți place, o primește înapoi, așa m-am înțeles cu Pascu. Dar nu acum, că acum trebuie să mă duc la școală. Știți, am oră de la 9 la 10. Mă duc să nu mai să le spun că nu viu. Să pui pe altul loc și... Ah, era să uit, Mona. Te-am adus ceva de mâncare. E foame, săracă, n-am mâncat de ieri. Atunci eu mă duc și mă întorc. Iubite cumnate. Ce? Prin urmare, m-ai înșelat cu prăpăditul ăsta. Te rog să nu vorbești așa de el, nu-l cunoști. A, e ridicul. Ridicul de ce? Fiindcă ai crezut că-ți bagi joc de el în fața mea, cu zâmbetul tău sigur, cu cravata ta perfectă, cu eleganța ta ireproșabilă. Ce milă mi-e de tine, Grig. L-ai văzut în plină zi și nu-i șa de bine. E stângat, e prost îmbrăcat, e timid. Dar când se face seara, aici la fereastra lui se întâmplă un lucru miraculos. Mona, vrei să rămâi cu el? Da. Da, dar te înțeleg, ți s-a urât. Te-ai plictisit și vrei să schimbi. Dar bagă de seamă, Mona, o escapadă are farmec dacă durează 5 minute. E, și acum gata, hai acasă. Nu. Și eu ce să fac? Să mă întorc singur? Și ce să spun? Că m-ai lăsat pentru un tip caragios la fereastra căruia se întâmplă noaptea miracole? Grig, nu-ți dau voie. Ce nu-mi dai voie? Am trăit 3 ani cu tine, am cheltuit o avere. Pleacă de la fereastră și nu striga că te aud vecinii. Care vecini? Chiroiul de la percepție. Mona. Mona, ai ajuns o provincială. Tu nu mai ești Mona. Ți-e frică de vecini? Ți-e frică de ce va spune târgul? Ai putea să fii nevasta lui Miroi. Lasă-mă. Nu-ți mai lipsește decât să îmbraci rochia de la domnul Pascu ca totul să fie complet. Da, mă plictisești. Mona. Mona. Tu ești un animal de lux. Ești făcută din puțin parfum, din multă lene, din oarecare fantezie. Crezi că toate astea vor rezista aici? Te gândești ce vei fi tu peste un an? Încerc să-mi imaginez și mă cutremur. Știi ce vei fi? Vei... Ah, pardon! Uite, Mona! Asta vei fi! Stai pe loc, doamnă! Pardon? Domnișoară? Doamnă sau domnișoară n-are nicio importanță. Stai pe loc, dumneata nu ești o persoană, ești un argument și vii la timp. Uite, Mona! Asta vei fi. Domnule? Domnișoară, Cucu nu trebuie să te superi. Domnul e nervos și are vervă. Cucu? O cheamă Cucu? De unde știi dumneata, doamnă, cum mă cheamă? Te cunosc. Cucu și mai cum? Lasă-mă, domnule, în pace. Filofteie? Nu te astâmpe? Eulampia sau Esmeralda? Nu mă cheamă Esmeralda. Foarte rău, e o eroare, dar cum te cheam? Domnișoara Cucu. Vezi, Mona, nici nume n-are. Domnișoara Cucu și nimic mai mult. Și totuși a avut și ea un nume și l-a pierdut. A fost și ea tânără. A fost? Cum a fost? Sau poate mai este, dar nu se vede. Domnule, te poftesc? Poate că a fost și ea un minut, o secundă din viața ei, o Mona ca tine. Vic, te rog. Te superi? Ești orgolioasă, Mona. Dar îți închipui că dacă ai fi dus viața domnișoarei Cucu, ai fi fost altceva decât domnișoara Cucu? Domnule, să faci bine să nu te amesteci în viața mea particulară. Eu atât ați spus. Domnișoară, domnișoară, eu salut în dumneata ceva care ar fi putut să fie. Salut secunda de frumusețe și de grație care s-a pierdut pentru că ai rămas aici. Vă rog să-mi dați pace. N-am venit aici să glumesc. Am venit să văd ce se petrece. Dar ce se petrece? Dudu e tot târgu, domnule. Dumneata, cine ești, doamnă? Dumnealui cine e? De unde veniți? Ce căutați? Ce vreți? Și automobilul de afară, ce-i cu el? L-ai oprit în mijlocul uliții de se adună toți copiii. Mulțumesc că mi-ai atras atenția. Hei, n-auziți? Dați-vă jos de pe mașină că-mi stricați radiatorul. Hei, stați să viu la voi. Domnișoară Cucu, domnișoară Cucu, dumneata, ai fost frumoasă. E, așa se spunea. Cine spune? Ei. Dar, madame Chiroi, a fost frumoasă? Cine, spălăcită aia? Dar, madame Lasu. Să vorbim, să n-adormim. Cum și nu e nimeni, nimeni? Tot eu sunt mai bine în târg. Dar dacă aș rămâne și eu? Tu
Dumneata, vrei să rămâi aici, domnișoară sau doamnă? Cum vrei să o iei? Drăguță, ești prea frumoasă. Pleacă. Să plec? De ce? E trist. Trist? E atâta soare, atâta lumină. Astăzi, dacă îmi plouă, plouă destul de des. Și iarna, oh, iarna, parcă sunt 20 de ierni într-una singură. Dar el? Cine e el? Ah, miroiu. Marin. Cu cărțile lui. El e fericit. E așa de drăguț. Era așa de drăguț. Era. Ai văzut? Ai spus, era. Te las, domnișoară. Adio. Mona, vii? Simt că dacă mă chemeam să viu, dar îmi pare rău. De ce nu rămâi atunci? Fiindcă n-am curaj. N-am destul curaj. Totuși, Grig, eu nu mai sunt femeia pe care o cunoști, pe care ai venit să o cauți. Cu mine s-a întâmplat ceva. Lasă, lasă, te culci și trece. Și dacă nu-mi trece, Grig, ne iubim noi. Suntem noi fericiți. Noi n-avem timp să fim fericiți. Abia avem timp să trăim bine. Ești cinic. Sunt grăbit, am automobilul la fapt. Și mai e ceva, Grig. Tu nu ești gelos? Mona, Mona, pe cuvântul meu de onoare, că nu simt niciun fel de gelozie. Nu vreau să te jignesc. Tu știi că eu sunt în stare să cârpesc un tip care se uită cu coada ochiului la tine într-un restaurant. Dar de data asta nu sunt gelos. Am impresia că totul s-a petrecut nu în lumea noastră, ci undeva, departe. Știu eu, în lună. Nu în lună, Grig. În Ursa Mare. Fie și în Ursa Mare. Dar poate fi un om gelos pentru că femeia lui l-a înșelat cu cineva din Ursa Mare? Ești un filozof. Doamne, m-am întâlnit cu miroiul lui Liceu. E adevărat ce mi-a spus? Doamne. Ce să fie adevărat? Taci, Grig. Domnule Udrea. Da. Eu plec. A venit să mă ia. Ah. Și cum, Marin, cum rămâne? Trebuie să-i vorbești, dumneata. Să-l faci să înțeleagă, fiindcă eu n-am curaj. Nu vă mai întoarceți niciodată? Știu eu. Îi vei spune, dumneata. Mona, am aranjat la liceu. Grig, da. Domnul Udrea e profesor de muzică și compozitor, mare talent. Așa. A scris o simfonie în 4 părți. Doamne. Are nevoie de un corn englezesc. Doamne. Da, da, da. Bine, bine, maestre, să vedem, poate facem ceva. Vino să vorbim în stradă, că dragii de copii nu-mi lasă automobilul, da, în pace. Până la scherțo ar merge cum ar merge, dar de la scherțo încolo întâi intre alămurile. Da, 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 da. Pam, 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 pam. Da. Pam, pam. Marin, aveai dreptate. Eu nu pot rămâne aici în rochia asta și nici cu aceea pe care mi-ai cumpărat-o tu. Nu-ți place? Ba da, dar am nevoie și de alte lucruri și atunci plec să... Pleci? Deocamdată. Mona, Mona. Dar mă voi întoarce. Când? Repede. Mâine? Mâine nu cred. Atunci duminică? Poate duminică. Poate într-o duminică. Să te aștept. Sigur, ce întrebare. Să te aștept la gară, da? Nu la gară. Așteaptă-mă aici. Am să viu. Când? Mereu. În fiecare seară. Da, înțeleg. Ce înțelegi? De 12 ore trăiesc într-un vis absurd. Cel mai absurd dintre visuri. Uite, și adineori pe stradă, m-am oprit din fugă, fugeam. M-am oprit deodată și am pus mâna pe mine. Doamne, numai de nu m-aș trezi. Mona, simt că încep să mă trezesc. Nimic n-a fost adevărat. Nimic?
Nici sărutarea asta. Te duci, Mona. Pleci și nu te mai întorci. N-am să te mai văd niciodată. Marin, acolo sus, lângă Alcor, e o stea. O stea care de astă noapte poartă numele meu. Tu n-ai văzut-o niciodată, dar știi că e acolo. Eu voi fi totdeauna aici. Marine, e nemaipomenit, s-a semnat toată lista, Marine. Ea a semnat cu mâna ei, dar banii i-a dat el. Ascultă, Marine, mi-e greu să spun, dar ea nu se mai întoarce. Știu. De unde știi? Pentru că nici o stea nu se întoarce niciodată din drumul ei. Și acum... Tu ce faci? Am de lucru. Udrea, nu te supăra. Te rog, lasă-mă singur. Bine. De seară vreau să citesc cartea asta și n-am avut timp. Ați ascultat Steaua fără nume, adaptare radiofonică după comedia lui Mihail Sebastian. Distribuția a fost următoarea: șeful stației, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; un țăran, Sandu Sticlaru; profesorul, Radu Berigan, artist al poporului; domnișoara Cucu, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Ichim, Ioan Iliescu; Eleva Zanfirescu, Rodica Suciu; conductorul, Nucu Păunescu; necunoscuta, Simona Bondoc; Udrea, Marcel Anghelescu, artist al poporului; Grig, Constantin Brezeanu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.